Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, ați revenit la Out of the Box Salutare Laurent Balint Salut Cătălin Out of the Box este o emisiune care pune la încercare ideile noastre preconcepute Căci mulți le avem sau trăim cu ajutorul unor mituri Face observații noi și încearcă să schimbe modul în care gândim Sau mă rog, măcar să ne pună la încercare Astăzi avem o știre legată de uh, sport, societate și abuzuri de mai multe feluri asupra tinerilor și copiilor. Uh, e un studiu făcut în urmă cu câțiva ani care arată, arată niște lucruri neplăcute despre uh -huh. România, da, să spunem întâi chestiunea asta. Și acum, tu, Boții, ai venit cu această idee și ai spus, trebuie să vorbim despre asta, despre studiul ăsta. Da. De ce? Păi, în primul rând, vedem în societate că abuzul în diferitele sale forme este prezent și este interesant de văzut cât de prezent este el. Pentru că o astfel de informație te ajută să vezi lucrurile în ansamblu și să iei decizii în a face lucruri pentru a rezolva problemele existente. Cred că toată lumea e de acord că există în societatea românească și în sportul românesc abuz fizic, abuz psihologic, abuz sexual, dar cât de prezent este el? Chiar am avut o discuție în societate, uite, despre gimnastică, uh -huh. unde abuzurile au fost semnalate de sportive, abuzurile și fizice și emoționale, da? Au fost semnalate și societatea a spus, domnule, altfel nu se poate face. Ok. Și am avut discuții despre... Bă, am avut chiar și abuz sexual în sport și multe ori am zis, domnule, se întâmplă lucrurile astea. Hai să vedem cât de mult se întâmplă. Este vorba despre o cercetare foarte serioasă făcută la sfârșitul anului 2020, lunile octombrie și noiembrie. Colectarea datelor a fost realizată de Ipsos Mori. Au fost 1472 de respondenți, adulți cu vârsta între 18 și 30 de ani, care au practica sport în copilărie. Deci, asta acesta a fost un criteriu esențial. Au făcut sport fie că au fost recreațional, fie la club, fie la nivel național, internațional. Iar întrebarea centrală a cercetării a fost care este prevalența abuzului și a violenței îndreptată asupra copiilor activi în sportul organizat înaintea vârstei de 18 ani și în afara sportului organizat. Cercetarea realizată într-un proiect Erasmus și care s-a numit Abuzul la copii în sport European Statistics. Uh, Ce bun. Zice? Astea sunt datele centrale. Ce zice? Ce zice? Zice că... aici mi-e și greu să povestesc că 37% dintre respondenți au raportat experiența abuzului sexual cu contact în afara sportului. Deci 37% în dintre respondenți în afara sportului. Este pic ca să înțeleagă lumea. Deci tu vorbești aici de copii din România, 37% raportează. Da abuz sexual asta nu însemnă... Da. Da, asta înseamnă că au fost atinși, da? Da. Da, da. da deci nu e doar verbal, nu este da, doar okay. verbal. 17% au raportat experiența abuzului sexual cu contact în sport. Deci okay. 17% în sport, 37% în societate. Asta explică un pic și șocul pe care l-am avut eu când prima informație care a ajuns la mine a fost că 17% au raportat experiența abuzului sexual cu contact în sport și după care că doar 2% dintre respondenți au declarat că experiența generală în sport a fost proastă sau foarte proastă. Și anume, zis, bă... Stai puțin, că adică, datele nu se potrivesc. Adică... Păi se potrivesc dacă te uiți la faptul că în afara sportului este mult mai rău. Aha. Adică dacă te uiți și vezi, mamă, ce rău e în societate uh, și că în sport ai uh, mai puțin decât ai în restul societății, dintr-o dată se explică. Atenție, că când vorbim de abuz sexual în acest studiu, abuz sexual cu contact nu înseamnă neapărat viol, nu. Da? da? Ci înseamnă atingeri nedorite, știu eu, molestări, tot felul de gesturi care contribuie la traumă, da. dar nu înseamnă... Dar înseamnă și viol. Înseamnă da. și viol, da. în mod da. evident, da. dar nu evidențiam da. în mod clar. Uh -huh. Abuz fizic, deci abuz fizic pur și simplu, 35% în afara sportului, 42% în sport. Adică se pare că în sport este un pic mai prezent abuzul fizic. Ok. Bun. Câteva lucruri în plus. Abuz fizic aș vrea să definim. Abuz, Adică, abuzul fizic înseamnă acte fizice care pot duce la vătămări fizice. Aia o palmă, un da. șut în fund, un smulț de păr, o chestiune de genul ăsta, uh -huh. Și spuneai că e mai răspândit în sport decât în societate, da? da. da. Iar abuzul sexual pot să și... Citesc definiția, implicarea unui copil în activități sexuale pe care nu le înțelege pe deplin, nu este măsură să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză sau pentru care copilul nu este pregătit din punct de vedere al dezvoltării și nu îl poate oferi. Durata abuzului sexual cu contact, 20% peste un an, deci timp de peste un an de zile. Adică a fost repetată. Da, da? da, a fost re repetată. Foarte interesate câteva lucruri legate de caracteristicile făptuitorului. Colegi de echipă, 38%. Okay. Pentru că primul reflex este să te gândești la antrenori. Da, băi, așa te gândești, că sunt persoane mature care abuzează copii ca așa. Dar colegii de echipă și alți sportivi sub 18 ani sunt 54%. Deci, majoritatea sunt de la colegii de generație, colegii de deci, club, într-un de, grup de competiție. Într-un colectiv de copii, uh -huh. în general, uh, abuzatorii sunt, de fapt, colegii. De mă gândesc la adolescenți, da, da? vin da. de la alte, da. alți adolescenți, dar profesori nu sunt incluși. 18% acolo. antrenori, 13% alți membri ai staffului, deci 31%, un adult cunoscut, 8%, un adult pe care nu-l cunoșteam, 6%. Ai aceleași lucruri și pentru abuzul fizic, să spunem, adică există. Ele făcut... există. Oricine o să caute pe internet proiectul Erasmus, abuzul la copii în sport, European Statistic, o să găsească studiul și o să poată să vadă toate detaliile. Nu le-am scoase. Ok. Acum este celălalt gând, celălalt mit pe care îl avem în cap. E vorba despre fete care suferă cel mai <cute> mult, nu? Nu, sunt și fetele și băieții care uh, suferă și, și mai surprinzător, uh, uh, caracteristicile făptuitorului din punct de vedere sex uh, în, uh, peste, uh, peste, în 54% au fost implicate și femei. În 54% dintre uh, cazurile de abuz sexual cu contact au fost implicate și femei. Deci, 27% doar femei care au fost și 27% și femei și bărbați, adică au fost 2, 3, 4 participanți la momentul respectiv. Deci făptuitorul nu este neapărat bărbați. 46% ce sunt chestiune. situațiile în care doar bărbați. A. Dar ce se întâmplă în mediile alea? Să vă întreba lumea acolo, pentru că în momentul în care vede datele astea, e atenție, studiul e făcut sub anonimat, deci oamenii da. ăștia au putut să răspundă despre niște întâmplări din viața lor care te pun. Serios, serios pe gânduri. Și sunt adulți cu vârsta între 18 și 30 de ani care au făcut. Atenție, da, în ei, copilărie. Nu, ei nu au fost selectați, nu sunt copii în activitate acum, ci oameni mari care au făcut sport uh -huh. și au fost întrebați despre lucrurile astea. Bun. Uh -huh. Acum le știm. Studiul, fiind adulți de 18-35 de ani, urmărește practic o întreagă generație lor în O generație care a raportat da. aceste lucruri despre noi. Da. Cine spune asta despre noi? că abuzul, violența asupra copiilor este un fenomen dar răspândit în societate și în sport. Adică avem și, indiferent că este 17 sau 22 sau 15 sau ceva, aproape unul din 5. Iar în afara sportului, unul din 3. Prevalența abuzului asupra copiilor este mai mică în interiorul sportului decât în afara sportului, ceea ce explică de ce și experiența sport este apreciată cu toate lucrurile care vin la pachet. Făptuitorii sunt bărbați, dar și femei, deci nu sunt doar bărbații. Abuzul, violența asupra copiilor este comis atât de adulți cât și de colegi, adică e foarte important că de multe ori ne gândim la adulți, dar și colegii. Și mai sunt niște informații despre faptul că majoritatea respondenților nu au dezvăluit experiențele decât foarte rar familiei sau prietenilor. Adică le-au ținut pentru ei, le-au ținut în ei, nu le-au reportat deloc sau când au cerut ajutor, au cerut în special la colegi, prieteni, 19%, 18% la familie, doar 5% la altcineva din sport și 2% la poliție. Adică doar 2% s-au dus la poliție uh, să Ceea raporteze. ce e foarte grav. Dăm voi să drag o altfel de concluzie. Bătaia, abuzul sau lucrurile astea pe care le vedeți din când în când la televizor, în realitate, nu sunt fenomene izolate. Pentru că, iată, studiul ăsta arată că sunt teribil de răspândite, că unul din cinci oameni e trecut prin zona asta, chiar dacă, sau unul din cinci din sport, să zicem, nu mai zic în societate, în societate, unul din trei în societate, și că, de fapt, ținem în noi și nu raportăm lucrurile astea. Adică nu spunem nimeni, mai ales că suntem copii, când suntem copii, sau sunt înfricoșați de chestiunea asta. Din fericire, încet, încet oamenii încep să se deschidă, încep să vorbească. Observăm și urmărim acest fenomen în care societatea se deschide, se vorbește mai mult, se vorbește mai mult despre ceea ce se întâmplă, nu încă la nivelul la care ar trebui să vorbim. Și mie acum mi este greu, este prima dată de emisiune pe care o facem împreună în care mi-e greu să citesc și să vorbesc pe un subiect. Uh, mai ales că mi-am amintesc de un moment uh, undeva în 2015 când am avut în Hambal o situație de genul acesta în București, unul dintre antrenori uh, abuzat sexual fetițe de 12 ani, de, le viola de fapt. Uh, și a fost arestat, a fost uh, închis în uh, moment în care la, eram la Federația Română de Hambal și am creat o celulă de criză în care uh, am uh, organizat pentru pări fetele și părinții uh, care nu au fost abuzate, deci, fetele care nu au fost abuzate. Uh, întâlniri cu psihologi uh, pentru ca să aibă parte de consiliere uh, pornind de la un adevăr uh, urmau să fie victimele abuzului verbal la școală, pe stradă a, știu eu ce ți-a făcut antrenorul tău și atunci am colaborat cu Raluca Păun, uh, o prietenă bună care îmi zise să vreau și eu să vă ajut la handbal când aveți ceva și a zis ok, nu este neapărat muncă de bărbat nu trebuie să fie Alexandru Dedu, nu trebuie să fie Loran Balint Dana nu, trebuie să fie o femeie implicată și împreună cu Telefonul Copilului, Asociația Telefonului Copilului, am organizat această ședință în care, practic, a fost consiliere și s-au dovedit de mare ajutor, ce puțin acesta a fost feedback-ul. După care am implementat o colaborare cu Telefonul Copilului, 116-111. Este un număr de telefon la care orice copil poate să sune, să povestească, să vorbească cu un psiholog, cu un. Evident, concilier. de fapt, asta e una dintre concluzii. Ce putem face noi în momentul mm -hmm. acesta? Dacă, Doamne ferește, este o astfel de problemă, de oricare natură, fie că este abuz fizic, sexual, emoțional, puteți să sunați, mai ales dacă sunteți mici tineri și auziți emisiunea asta, la acest telefon 116111 și o să vă fie mai ușor să vă deschideți, că de multe ori se întâmplă deschiderea asta în fața unui străin. Și cel mai bine este întotdeauna să le spuneți părinților, iar dacă sunteți părinți care ne ascultați, Poate găsiți o metodă Aici Când? eu mă abțin, nu știu ce da. să zic, realitățile da. sunt un pic diferite, părinți, relația părinte-copii în România nu este neapărat okay. de cea mai mare deschidere Dar copii de... trebuie să știe că există opțiunea și părinte, există și un telefonul copilului Ok, aveți internet la dispoziție, interesați-vă și pentru părinți n-ar fi rău să încercați cu toată delicatețea sau cum se poate face să, să puneți niște întrebări copiilor voștri. Și să susținem și ONG-urile și asociațiile care fac pași în direcția aceasta, care au proiecte, pentru că există, există Ter de Zom în România care face mediu sigur pentru copii în sport și are un proiect foarte frumos și alte organizații și când auzim despre ele să ne implicăm dacă putem și să le susținem. Mulțumesc tare mult, Loran Balint. Revenim peste o săptămână. Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.